Bun venit la a doua ediție a seriei Încăutarea echilibrului, serie în care ne-am propus să abordăm patru subiecte pe cât de dificile, pe atât de necesare în zilele noastre. Anxietatea, depresia, trauma și însingurarea. Am pornit în căutarea echilibrului de la următoarele premise. 1. Toate cele patru probleme sunt reale, și probabil că există de la cădere. Doar că pe vremuri, probabil că purtau alte nume, erau descrise altfel de către oamenii care trăiau în, într-o cultură diferită și nu erau foarte clar delimitate. Astăzi știm că un anumit set de simptome se numește într-un anumit fel și fiecare are particularitățile ei. În al doilea rând, cele patru probleme sunt universale. Afectează persoane din toate secolele, din toate păturile sociale, de toate națiile și de orice denominațiune. Și nu în ultimul rând, și cel mai important, pentru toate cele patru există speranță. Există soluții, există răspunsuri, există ajutor. Cam la asta se rezumă obiectivul nostru, ca în urma discuțiilor noastre. Cei care traversează perioade mai tulburi să capete curaj și nădejde că folosind instrumentele sau armele potrivite, lupta poate fi câștigată. Iar dacă în perioada asta ne bucurăm de echilibru, s-ar putea să ne ajute să învățăm să recunoaștem anumite lucruri pentru a fi de ajutor altora sau poate cine știe pentru a putea apela la aceste lucruri atunci când lucrurile nu vor mai fi la fel de echilibrate. Invitații noștri din această seară uh, încep cu Ștefana, mulțumim frumos. Ștefana este psiholog și psihoterapeut sistemic, Tabita este medic și consilier în adicții, Teo este pastor, teolog, pasionat de psihologie uh, și Alice este cea mai curajoasă dintre noi în seara asta. Pe parcursul întâlnirii, o să fie afișat un număr de telefon la care vă rugăm să puneți întrebări dacă dacă apar pe măsură ce ascultăm. Depresia era cunoscută pe vremea lui Hipocrate, cam în anul 400 înainte de Hristos, sub numele de melancolie. Și descria o lipsă de vlagă pentru cele mai mărunte lucruri. Se considera că e cauzată de dezechilibre la nivelul splinei, iar tratamentele recomandate includeau exerciții fizice, dietă, băi de relaxare. Perspectiva lui venea să contrabalanceze teoria conform cărea aceste tulburări, această melancolie este cauzată de duhuri rele sau de prezența spiritelor malefice de mânia zeilor. Și se recomanda a fi tratată prin băi, înfometare sau exorcizare. Cicero, în anul 100 înainte de Hristos, a fost prima voce care a sugerat cauze de natură psihologică cum ar fi uh, trauma, uh, teama, doliul sau furia. Conceptul de depresie, așa cum îl înțelegem astăzi, a fost introdus abia prin 1930. 88 de ani mai târziu, în anul 2018, Incidența depresiei clinice era de 3,4% la nivel global. Asta înseamnă 300 de milioane de cazuri în toată lumea. Dacă ar fi să comparăm cu numărul de cazuri de COVID, îi mai mult decât dublul numărului cazuri, cazurilor de COVID de la începutul pandemiei în lume. În România, în 2017, rata depresiei era estimată la 5%, cam 950.000. Nu avem date foarte relevante cu privire la evoluția depresiei în pandemie, dar ce este foarte important este că sunt studii făcute pe ani de zile, distanță de la evenimente dramatice, cum ar fi 11 septembrie 2001 sau Cernobâl sau uraganul Katrina și la distanță de peste 10 ani de zile se înregistrează o menținere a ratei crescute a problemelor de sănătate mentală. Și întrebarea pe care mi-am pus-o e cum va arăta sau cum vom sta peste 10 ani de aici înainte în ce privește tulburările și în ce privește sănătatea mentală. Ne-am dorit să fie acest seminar, la fel ca celălalt, unul foarte practic, în care să avem informații de primă mână. Așa că îți mulțumim frumos, Alice, pentru disponibilitatea ta. Și am vrea să pornim discuția noastră de la tine și să te întreb cum a fost pentru tine, ce ai experimentat, cum a început toată povestia cu depresia în cazul tău. Mulțumesc frumos pentru invitație și vreau să vă spun că deoarece am emoții când trebuie să vorbesc în public, aș prefera să citesc ideile mele pe care le-am scris. Mă numesc Muji Alice, am 29 de ani și pentru mine conceptul depresie este un subiect bine cunoscut de mai mulți ani. La 19 ani am fost pentru prima dată diagnosticată cu un episod depresiv, episod care de-a lungul anilor s-a mai repetat de trei ori. Aș vrea să vorbesc despre ultima mea experiență, deoarece a fost una dintre cele mai intense și profunde trăiri ale mele. Anul 2020 a fost un an greu pentru mine, cu multe provocări și situații neprevăzute. Teama de virus, restricțiile impuse zi de zi, izolarea de familie și de prieteni, îngrijorarea pentru cei apropiați, mi-au provocat neliniște sufletească, firea mea anxioasă și sensibilă a reacționat la acest stimul și am experimentat câteva simptome ale depresiei. Senzație de tristețe, neliniște și agitație, stare de plâns, lipsa poftei de mâncare, scădere în greutate, tulburări ale somnului și oboseală. Totul a culminat cu decesul bunicii mele, la care țineam foarte mult și de care eram foarte apropiată. Acest moment, în acest moment, pe lângă simptomele numerate mai înainte, am experimentat senzație de vinovăție, gol interior, adică lipsa sentimentului de iubire, fericire, bucurie, speranță și credință, și gânduri de moarte. Am ajuns într-un punct în care nu vedeam nicio cale de ieșire și nu înțelegeam motivele pentru care Dumnezeu îngăduia să am aceste trăiri. Aveam o imagine negativă despre mine, nu mă consideram bună de nimic, mă simțeam inferioară, am ignorat trăsăturile pozitive și le vedeam doar pe cele negative, nu vedeam rostul vieții și aveam convingerea că sunt o povară pentru alții. Cam asta a fost uh, experiența mea cu ultimul episod depresiv. Îți mulțumim frumos! Aș vrea să te întreb, Tabi, cum definim astăzi depresia? Ce simptome are? Cum se manifestă? Cum putem să o identificăm? Deja din experiența personală a lui Alice învățăm foarte multe pentru că i-au explicat așa de clar și de um, concret. Simptomatologia din depresie. Mulți asociem depresia cu tristețea. Este acea stare în care ne simțim împovărați, apăsați, triști, fără energie pentru viață, fără baterie, fără energie în noi. Dar tristețea este parte normală a vieții. Dacă există vreo persoană care n-a fost tristă niciodată în viața ei. Aș fi rezervată cu privire la cât de vie este acea persoană. Deci, tristețea este o normalitate pentru ființa umană aflată în viața post-EDEN. Dar depresia este o tristețe accentuată atât ca și intensitate, cât și ca durată sau ca frecvență a apariției ei. În mod clinic, manualul de diagnostic și statistică medicală descrie criteriile după care se pune un diagnostic de depresie. În primul rând, îi se spune dacă simptomele sunt reduse ca intensitate și persoana poate funcționa. Se duce la școală, se duce la servici, face de mâncare acasă, iese cu prietenii, dar constant simte că Eu mă simt down." mă simt apăsată, cunosc persoane care au zis, eu de când ești copil cred că am depresie. Toată viața am constatat că sunt așa mai down, acelui tip de depresie mai joasă ca și intensitate, dar cronică pe o perioadă foarte lungă de timp, îi spunem distimie, adică o depresie mai ușoară, dar a la long. În ceea ce privește simptomatologia mai intensă, și Ali spunea, am Intrat în interacțiune cu depresia de pe la 19 ani și m-a mai vizitat de câteva ori până în anul 2020. Ei bine, acele simptome care descriu depresia sunt grupate în două categorii mari. O categorie sunt simptomele specifice și sunt două. Fie tristețea accentuată, deprimarea, Alice ziceam, venea să plâng, și care apare aproape zilnic și cea mai mare parte a zilei. De exemplu, se poate întâmpla, dacă avem un episod depresiv, să ne trezim dimineața și să zicem, wow, azi mă simt bine. Fii atent că e soare afară și parcă simt că bine. Dar pe la ora 12, chiar dacă soarele au rămas afară, norii să pese pe noi, vine iarăși mantaua aceea de plumb, acea melancolie pe care nu vrem, dar o simțim. Deci, ea poate fi prezentă aproape zilnic, această deprimare, și cea mai mare parte din zi, nu neapărat non-stop. Și al doilea simptom specific, care poate sau nu să apară în combinație cu acesta, este lipsa bucuriei. Adică s-ar putea să nu îmi vină să plâng, să fiu așa de deprimat, dar constat că nu mă pot bucura. Că lucrurile care altădată chiar îmi făceau plăcere. Îmi plăcea să mă duc la shopping, sau îmi plăcea să merg la cafea cu o prietenă, sau îmi plăcea să fac sport sau să mă uit la un film. Nu, nu, nu mai am interes pentru lucrurile care altădată îmi produceau bucurie. Deci acestea sunt cele două simptome mari specifice și pot fi prezente doar unul dintre ele sau ambele. Și din a doua categorie de simptome, pe care le numim comune, Alice a experimentat câteva. În manualul acesta de diagnostic sunt șapte: și sunt tulburări de alimentare, de alimentație, nu știu cum se spune, fie în sensul că nu am poftă de mâncare deloc, fie aș mânca continuu. Tulburări de somn la fel, fie în sensul că nu pot dormi, am insomnie, fie hipersomnie. Aș dormi non-stop, nu mă pot scula până la prânz și m-aș culca la loc după o oră. Al treilea, tulburări de concentrare, adică constat că nu-mi pot menține atenția, vreau să citesc, dar nu pot, m-aș uita la un film, dar nu pot, nu mă pot concentra, apoi nivelul de energie, o stare de sfârșeală, de oboseală, aș trage de mine, dar nu mă ajută corpul, simptome, le zicem, psihomotorii, adică fie persoana poate să fie foarte lentă sau devine mai lentă și în mișcări și în vorbire, aparținătorii văd că parcă e slow motion, fie agitație extrema cealaltă, nu-și găsește liniștea și mai sunt două. Unul are de a face cu lumea noastră interioară în care percepem, așa cum și Alice a identificat la ea, sentimente de vinovăție, de rușine, de lipsă de valoare, de lipsă de scop, de lipsă de sens, care pot fi foarte tulburătoare, viața nu mai are niciun sens, parcă nu văd nicio ieșire, eu nu sunt bună la nimic, Parcă nici nu mai vreau nimic, și ultimul, pot să apară gânduri legate de moarte. Viața nu mai are niciun sens, aș vrea să mor, poate că moartea e cea mai bună soluție pentru mine. Sunt lucruri care vin peste noi. Și acum, în funcție de intensitatea depresiei pe care o persoană o poate percepe, pot să fie două sau trei din aceste simptome într-o formă ușoară, pot apărea patru sau cinci într-o formă moderată sau șase-șapte dintre aceste simptome. Ce este foarte interesant este că noi oamenii experimentăm depresia într-un mod unic. Pot fi persoane care zic, tu nu ai depresie, că eu când am avut depresie nu mă ridicam din pat și nu mâncam nimic și plângeam toată ziua. Dar nu-i tocmai așa, pentru că la fiecare persoană apar combinații diferite din aceste elemente și poate chiar și altele care nu sunt menționate aici și o persoană poate să plângă mult, să nu aibă energie și poftă de mâncare iar altă persoană să nu plângă deloc, doar să nu se poată bucura și să mănânce non-stop și să fie super agitată, hyper și să aibă mai intense sentimente interioare de lipsă de valoare. Asta nu înseamnă că una are depresie și alta nu, ci că fiecare experimentează depresia în mod diferit. Și iarăși, din păcate, depresia nu e ca bolile copilăriei care am făcut odată și ne-am imunizat. Dora spunea că procentul sau prezența depresiei la noi, la oameni, este dintre cele mai frecvente probleme de natură a sănătății mentale. ar fi bine dacă am face dată ca și varicela și am rămas imuni. Depresia poate să ne reviziteze, este recurentă, poate să reapară și poate să apară în forme noi. Dacă episodul trecut a avut o anumită exprimare la mine, s-ar putea altă dată să o experimentez altfel, cu altă combinație de simptome. În ce fel se dis putem face diferența între depresie și anxietate? Am înțeles, depresia este mai mult decât o tristețe, mai mult decât perioade de tristețe din cauza că s-a întâmplat ceva în, în viața noastră și apare și această tocire a emoțiilor, cumva în care nici bucuria nu mai e bucurie, tristețea este experimentată la cote mult mai înalte. Dar în ce fel? Se aseamănă sau se distinge de anxietate, depresia? Cred că ce aș mai spune ca să punem diagnostic de depresie, acest tip de simptome trebuie să fie prezente minim două săptămâni, dar foarte frecvent ele sunt prezente multe săptămâni, luni, ani sau chiar zeci de ani când ea devine cronică, permanent prezentă în viața unei persoane. Depresia și anxietatea sunt destul de diferite, una de cealaltă, și unii numesc uh, depresia o tulburare a relației noastre a oamenilor cu viața. Adică felul în care eu văd viața și sensul ei suferă acum. În schimb, anxietatea este văzută ca o tulburare a relației omului cu moartea. Pentru că anxietatea este de fapt o frică pentru ceva ce este proiectat în viitor, dar care este incert. Dacă soțul meu o să-și piardă locul de muncă, dacă o să mă îmbolnăvesc de COVID, dacă copilul meu nu o să intre la facultate și aceste frici potențiale legate de viitor, asupra cărora eu nu am niciun control. Pot să pună ele, să devină ele, să pună stăpânire peste mine. Sunt incontrolabile. Și, în esență, în spatele lor este frica noastră legată de faptul că nu putem controla viața. Este frica că, la un moment dat, moartea vine și nu. Nu suntem complet liniștiți și pregătiți pentru ea. Depresia de multe ori privește în urmă. Am o vinovăție pentru ceva ce s-a întâmplat, pentru ceva ce am făcut și nu trebuia să fac, sau n-am făcut și trebuia să fac, rușine pentru ceva ce s-a întâmplat, condamnare, regrete. Anxietatea privește mai mult în viitor. Dacă o să se întâmple lucrul respectiv. Și de asta, într-un fel, se spune că depresia este o tulburare a relației cu viața, ce nu mi este reglat, iar anxietatea este o tulburare a relației cu ce mă așteaptă, dincolo de ce nu pot controla. Anxietatea și depresia sunt diferite. Dar se pot întâlni chiar deodată, se pot apărea chiar deodată în viața aceleiași persoane, și nu de puține ori se pune diagnosticul de tulburare, de anxietate și depresie deodată, când, poate, nouă, ni se întâmplă să nu putem să trăim cu adevărat prezentul. Suntem copleșiți de anumite frici legate de viitor sau nu ne putem regla, așeza de anumite lucruri legate de trecut. Și este practic o, o incapacitate la acel moment de a trăi cu adevărat în prezent. Deci, anxietatea și depresia sunt diferite, în același timp se pot întâlni chiar deodată în viața unei persoane. Mulțumim frumos! Vedem în jurul nostru, um, de multe ori, în fața acelui tip de eveniment, oamenii reacționează complet diferit. De exemplu, în fața unui diagnostic dur, sunt unii care se mobilizează, reușesc cumva să-și mobilizeze resursele și să creeze ceva înspre ajutorarea celorlalți, alții cad într-o depresie și într-o tristețe profundă. Cum apare, de fapt, depresia? De ce apare, de ce apare ea? Care sunt cauzele ei, Ștefană? Sunt mai multe cauze pentru care cineva poate să ajungă într-o astfel de situație. În general, un episod depresiv apare în urma unui eveniment traumatic sau într-un context în care există niște schimbări majore sau niște circunstanțe dureroase de viață. Și aici, din nou, Alice ne ajutat să înțelegem care a fost contextul, începutul pandemiei, toate acele schimbări care ne-au afectat pe toți și moartea bunicii ei, care au avut un impact asupra ei. O temă majoră în depresie este pierderea și când spunem pierdere ne referim nu doar la pierderea unor persoane dragi prin deces sau pierderea unor relații, ci uneori ne putem referi și la niște pierderi mai abstracte, pierderea unor aspirații sau pierderea unor... Um, lucru pe care ni le-am fi dorit, dar pe care nu le avem sau încă nu le-am obținut, deși ne-am fi imaginat că vom ajunge în punctul respectiv sau poate fi vorba de pierderea unui loc de muncă în care am investit foarte mult. Sunt unele contexte pe care le traversăm cu toții în viață, în care în anumite momente ajungem să traversăm niște, niște tranziții, cum este. Perioada aceea, în jurul vârstei de 30 de ani, în care foarte multă lume își face um, un fel de bilanț, cum este criza vârstei de mijloc sau cum este etapa pensionării, în care rolurile pe care le îndeplineam până atunci trebuie să se schimbe și este un moment în care ne facem, într-un fel, un bilanț. Ce am realizat până acum, din lucrurile pe care mi le-aș fi dorit, unde credeam că am ajuns, și s-ar putea ca în jurul unor astfel de momente să apară. Uh, Impasuri în care nu neapărat s-ar putea ca ceea ce ni se întâmplă să aibă intensitatea unui episod depresiv, în felul în care îl uh, descria și uh, Tabita, dar s-ar putea să fie niște perioade în care să fim mai vulnerabili um, sau perioade care să aibă un impact asupra noastră mai mare decât ne-am fi imaginat. Și este bine ca în astfel de momente să încercăm să. Căutăm suport, să încercăm să înțelegem împreună cu cineva ce ni se întâmplă, așa încât să traversăm cu succes acele perioade și să nu um, ajungem în punctul în care să se uh, instaleze o depresie. În același timp, există și o bază biologică uh, a depresiei, în special legată de... Uh, nivelul unor neurotransmițători și a unor hormoni, um, cum sunt scăderea nivelelor de serotonină și de norepinefrine, care sunt niște substanțe pe care creierul nostru uh, le, le uh, secretă așa încât să ne ajute să ne simțim bine, așa încât să ne ajute să ne reglăm stările emoționale, sau creșterea nivelului de cortizol, care este un hormon de stres, care apare în situații uh, stresante, iar Medicația care se prescrie în depresie are exact rolul de a ajuta la restabilirea nivelului acestor substanțe. În același timp, uneori este nevoie și de alinierea mai multor factori, așa încât să ajungem la un episod depresiv și, spre exemplu, atunci când se întâlnește vulnerabilitatea biologică. Cu niște circumstanțe potrivite, în care avem parte de niște evenimente uh, stresante, în care avem poate și un tipar de gândire mai negativ cu privire la noi, cu privire la ceilalți, cu privire la viață, se creează într-un fel cadru potrivit, așa încât să se um, instaleze o depresie. Însă, în același timp, chiar în fața acelorași circumstanțe, nu toată lumea va dezvolta o depresie. Um, și aici sunt mai mulți factori care pot să determine de ce o anumită persoană poate să fie mai vulnerabilă decât um, o alta. Um, și mă gândesc aici doar la câțiva dintre acești factori: um, și anume dacă o persoană a trecut în viață prin mai multe uh, probleme sau dacă a experimentat mai multe traume, va fi mai vulnerabilă decât o persoană care. A avut o viață mai lineară, o persoană care nu a întâlnit um, așa de multă suferință. Iar, tiparele noastre de gândire, felul în care uh, gândim cu privire la uh, noi înșine, la, la lume și la viață, dacă suntem mai pesimiști, dacă avem niște așteptări nerealiste sau dacă avem un mod foarte rigid de a vedea lucrurile, acestea sunt um, elemente care ne pot vulnerabiliza. Iar un factor care este extrem de important în a ajuta pe cineva să traverseze cu succes um, niște circumstanțe de viață dificile reprezintă suportul, susținerea din partea celorlalți. E foarte diferit să treci prin uh, probleme, având alături oameni care uh, țin la tine, având alături familia, având alături uh, comunitatea care să uh, îți ofere suport și care să te ajute și în moduri practice. Iar uneori, parte din ceea ce li se întâmplă persoanelor care sunt mai vulnerabile este și că nu știu neapărat cum să acceseze genul acesta de suport, se retrag, iar în momentul în care te retragi, îți tai și Câteva pârghii de susținere, și în același timp, nici nu te așezi în, în circunstanțe și în contexte în care oamenii ar putea să te, să te ajute să vezi lucrurile puțin diferit. Deci, în concluzie, există, așa, un mix de factori care poate să creeze o vulnerabilitate mai mare a persoanelor care um, ajung să dezvolte um, o depresie factori care țin de vulnerabilitate biologică, tipare de gândire, credințe și problemele legate de conectarea cu oameni care să te ajute chiar în momentele în care treci prin niște circunstanțe de viață dificile. Da, îmi place mult conceptul ăsta de pierdere asociat depresiei. Mă gândesc aici și la așteptările cu privire la noi, cu privire la viața noastră, ni le proiectăm undeva în viitor și ne așteptăm ca până la 30 de ani să avem îndeplinite asta, asta, asta și ajungem la 30 de ani în perioada aceea de tranziție în care constatăm că nu avem lista bifată. Și mi-am adus aminte de un comediant de la noi care zicea secretul fericirii în cazul meu îi că mă trezesc în fiecare dimineață, mă duc în baie, mă uit în oglindă și spun atâta meriți. Și ăsta era mecanismul prin care el își reamintea atâta ai pentru că atâta meriți. Și de asta te bucur, de cât ai acum. Uh, trecând mai departe, ce facem în momentul în care suspectăm că avem depresie? Vedem că de o vreme nu mai suntem noi în pielea noastră. Care sunt pașii pe care ar fi bine să urmăm, Tabi? Înainte de asta, apropo de pierdere, că ai deschis subiectul pierderii, când pierdem ceva ne doare, dar până nu ne doare, nici nu știm ce mult a contat lucrul respectiv pentru noi. Ne imaginăm că e normal să ni se întâmple anumite lucruri. Copilul să îmi fie sănătos, să intre la facultate, să mă mărit, să nu știu ce să mi se întâmple, să am copii. Și când le pierdem sau când ele nu vin... Abia atunci vedem cât de importante sunt pentru noi. Și cineva spunea ieri într-o discuție: Vedem dacă au fost un idol pentru noi. Adică, fără asta, eu nu pot trăi. Dacă mi s-a întâmplat asta sau nu mi s-a întâmplat asta, viața mea nu mai are sens. Și poate o să mai vorbim despre aspectul ăsta. Dar ce facem când simțim melancolia venind peste noi sau când. Norii negri se apasă peste noi și nu avem neapărat o explicație. Nu-i vrem, nu vrem în viața noastră, iar încep să mă simt așa, nu vreau să vină, nu vreau să fac depresie. Ce facem? Un prim pas, în fazele incipiente, când o simțim că vine, este să începem noi să avem grijă de noi, să realizăm că vine să trecem din faza eu sper că nu am un nou episod de depresie, am fost la seminarul ăla și am apucat pe mine în depresia, sper că nu vine, nu vreau să simt așa ceva. Sau să spunem, păi adevărul este că realizez că de câteva zile, de câteva săptămâni am starea asta și nu pleacă și nu dispare, încep să mă simt așa, hai să încep să am eu grijă de mine. Cum spun Spune englezii self-care. Um, și o să vorbesc puțin despre asta, dar dacă nu mai suntem în punctul în care eu mai am energia și resursele să am grijă de mine, atunci mă pot îndrepta în afară, înspre ajutor din partea apropiaților, a familiei, a prietenilor, a oamenilor mai maturi în viață, cu înțelepciune de viață, maturi spirituali, um, care au înțelegere cu privire la subiect, și dacă nici asta nu a ajutat suficient, putem trece la ajutorul profesionist. Ce înseamnă pentru mine să am grijă de mine și eu când m-am confruntat cu episoade depresive? Ce a însemnat pentru mine să am grijă de mine? Mă ajută să înțeleg că depresia este o chestiune foarte complexă, un proces complex. Care se desfășoară atât la nivel biologic, cât și psihologic, și social, în relații, și spiritual, Bio-psiho-socio-spiritual. Așa că, dacă am energia suficientă, îmi fac o evaluare ce se întâmplă cu mine la nivel biologic, ce se întâmplă cu mine la nivelul stilului meu de viață. Am trăit haotic ultimele luni sau ultimul an. Am fost băgată în viteza 5, -a, nu mi-am dat timp să mă odihnesc, sunt super turată, cu mintea tot timpul obosită. Corpul îmi spune de multă vreme stop și nu mă pot opri. Asta e valabil în cazul meu. Mănânc prost, sunt multe luni de când mănânc iurea, mă alimentez la întâmplare, și corpul îmi spune, hei, nu mai pot așa. Dorm prost. Sunt multe luni decât am probleme de somn sau mă culc la ore neregulate, nu mă odihnesc ca lumea și nu m-am ocupat de partea asta, ci doar am biciuit calul să meargă înainte că sunt atâtea de făcut. M-am um, odihnit, am dat sabat vieții mele, mi-am luat timp să mă liniștesc, să mă conectez, cu ce se întâmplă cu mine, să fac lucruri care mă odihnesc, care îmi fac plăcere, care mă relaxează. Deci, îmi fac o evaluare la nivel biologic a stilului de viață, să văd dacă acolo sunt lucruri care pot contribui la această dereglare și dacă pot să iau rapid măsuri. Cum mă ajut pe mine să încep să mănânc, să încep să mă odihnesc, să dorm ca lumea? poate niște chestii naturiste, sunătoarea, conține serotonină naturală, Ștefana Pumenea de un deficit de neurotransmițător, serotonina este implicată în debutul și menținerea depresiei, pot să iau niște sunătoare, să beau ceai de sunătoare, lucruri ușoare, dar care mă pot ajuta. Dar mă evaluez și la un nivel psiho, biopsiho. Psiho înseamnă gândurile, emoțiile, interiorul meu. Cum e mintea mea în ultima vreme? Dacă vine depresia, care sunt replicile alea care îmi tot vin în minte? Le prind și le pun pe hârtie și zic de ce nu m-am măritat până la vârsta asta. De ce nu m-a avansat pe mine în post? Că eu îl meritam postul ăla, nu colega mea. De ce nu mi se acordă respectul cuvenit? De ce soțul meu nu face cu tare lucru? Sau de ce soacra mea nu face cu tare lucru? Care sunt ideile acelea, parcă obsesive, care nu se mai opresc din capul meu și pe care trebuie să le prind, să le pun jos și să mă ocup de ele? Să văd cum le pun în ordine, așa încât să nu mă îmbolnăvească, și la nivel emoțional, sunt ce se întâmplă înăuntru meu, de unde vine triste, de ce sunt tristă, cine mă întristează, soțul, soția, colegul, colega, soacra, socrul, ce se întâmplă acolo, dacă simt vinovăție sau rușine, legată de ce? Legată de cine? Că ea nu-i din senin. Mă simt vinovată față de cutare pentru că n-am luat decizia bună la vremea potrivită. Îmi fac o radiografie interioară. Apoi și la nivel social, biopsihosocial, ce se întâmplă cu relațiile mele? Oare m-am retras dintre oameni? M-am izolat? În depresie este această mișcare înspre interior, această mișcare centripetă. Mă întorc în mine însumi, în gândurile mele, în emoțiile acelea apăsătoare, sunt doar cu mine și îmi repet aceleași lucruri. Ce s-a întâmplat cu relațiile mele? Când m-am îndepărtat de oameni? De ce am pierdut relații? Ce, ce se întâmplă cu mine la nivel social? Și apoi un alt domeniu în care ne putem autoevalua este cel spiritual. Pe unde sunt cu Dumnezeu? În, în ce tip de relație sunt cu El? Ne-am răcit? Relația? Uh, supărată pe El? Îl simt foarte departe? Nu-L mai simt deloc? Citesc din Biblie, nimic nu e relevant pentru mine, n-am niciun chef să mă rog. Supărată că nu mă bagă în seamă, e nedrept față de mine? Ce se întâmplă la nivel spiritual cu mine? În fazele foarte de început, dacă suntem obișnuiți cu această radiografiere continuă, putem să ne oprim și să zicem, ok, hai un pic să văd ce-i cu mine. Și în funcție de unde identificăm că pe aici s-ar putea să fie fisuri prin care depresia intră, să vedem ce avem de făcut cu ele. Dar de multe ori, a face acest lucru singuri este foarte greu. Fie nu mai avem energia necesară, fie nu ne este așa de ușor să ne dăm seama, de fapt, ce mă supără, sau ce gânduri sunt în interiorul meu, sau dacă spun că mă simt fără valoare, ok, de unde a pornit ideea asta, în ce context mă simt fără valoare. Și atunci ajută foarte mult să cerem ajutor cuiva, să vorbim cu prieteni de încredere. Cu membrii ai familiei care sunt înțelepți, deschiși, cu oameni mai maturi din viața noastră, oameni frați, surori din biserică, maturi, spirituali, înțelepți, cu pastorul, care, punându-mi întrebări, să mă ajute să înțeleg, ah, ok, eu m-am blocat pe pierderea aia, că mi-am imaginat că trebuie neapărat să mă promoveze pe mine. Și dacă nu m promovat, m-am blocat acolo și nu, nu pot să mă deblochez. Ok, ce pot face cu asta? Dar uneori, nici măcar acest tip de ajutor pastoral parcă nu ne ajută suficient. Și atunci este semnul că ar trebui, poate, să apelăm la un ajutor de specialitate, la un alt palier, la un alt nivel de intervenție. Și, în special, sunt două: tratamentul psihiatric, care este medicamentos, și tratamentul psihologic sau psihoterapeutic. Ordinea în care se apelează la ele ține, în mod special, de nivelul nostru de energie de a lucra la vindecarea interioară pentru că dacă mă simt, simt foarte jos, n-am nici o putere să vorbesc, n-am nici o putere să mă analizez eu pe mine cei în capul și în gândurile mele, atunci se începe cu ajutorul psihiatric în care medicul psihiatru prescrie medicația psihiatrică care ajută chimia creierului care crește serotonina, care modifică niște circuite, care pune un pic de benzină în sistem. Și când lucrurile se repornesc, avem o capacitate mai mare să lucrăm la rădăcina lucrurilor, la cei de desubt care întreține această tulburare. Dar dacă persoana are suficientă energie încât să se analizeze și să lucreze, la ea se poate începe cu psihoterapia, cu un psiholog, cu un psihoterapeut care este specializat în a conduce conversația și intervenția, așa încât să corectăm acolo unde există tipare greșite de gândire, niște fisuri, niște neadevăruri care au intrat în noi și care blochează capacitatea noastră de a merge înainte. Acesta ar fi kitul de prim ajutor în cazul depresiei, nu? Uh, și cuvântul cheie este autoevaluarea. Și probabil că autoevaluarea și ca prevenție, din când în când, ne ajută să menținem starea de echilibru sau starea de sănătate mentală. Dar ce ne spui, Ștefana, despre tratamentul psihiatric și psihoterapeutic și dacă se poate preveni dep depresia? Da, cred că sunt câteva lucruri pe care le putem face și aici. Tabi deja ne-a făcut o descriere foarte importantă a unor lucruri ce țin de auto și care sunt extrem de importante. În același timp, cred că sunt și momente în care uneori circunstanțele vieții pot să fie atât de grele încât chiar făcând toate lucrurile acestea nu reușim chiar să prevenim depresia, dar aș adăuga la lucrurile pe care le-a spus Tabi în ceea ce privește prevenția cât de importantă este integrarea într-o comunitate, într-o comunitate care să asigure uh, niște oportunități de a ne conecta unii pe alții și într-o comunitate care într adevăr să fie preocupată la modul cel mai autentic de a învăța să îi vadă pe cei care sunt într o situație de vulnerabilitate și de a învăța să stea alături de ei și cred că parte din lucrurile pe care noi le facem uh, într o Biserică, țin foarte mult de un astfel de, de o astfel de umblare împreună și astfel de veghere pe care o facem unii asupra celorlalți și de asta și pentru mine implicarea într-un grup mic este o disciplină și chiar dacă sunt momente în care poate am foarte multe lucruri de făcut și mi-ar fi foarte ușor să tai acea întâlnire din programul meu și să-mi fac programul un pic mai ușor. Îmi dau seama că e un lucru care mă ajută și pe mine și e o modalitate prin care vreau să fiu ajutată și să pot ajuta și pe alții. Și vă încurajez să țineți de lucrurile acestea pe care Biserica le pune la dispoziția noastră. Un alt factor important în prevenire. Um, pe care îl putem face și noi înșine și care din nou l-a descris stabilitare de a face cu um, acea examinare a modurilor în care gândim și uneori s-ar putea să ne fie greu să identificăm niște lucruri singuri și de asta ne este de folos să avem o discuție cu cineva, cu o persoană matură în care avem încredere și care să ne ajute să ne dăm seama dacă ar fi nevoie să um, ne adresăm cuiva um, și așa un, un ultim nivel al prevenției are de-a face cu persoanele care deja au trecut printr-un uh, episod depresiv, pentru că știm că, deși nu se întâmplă totdeauna ca uh, episoadele depresive să revină, dar știm că există oarecare posibilitate ca ele să revină, în special atunci când se întâlnesc circunstanțele potrivite ale vieții, E important să fim mai atenți cu această automonitorizare și poate chiar să rămânem în contact cu uh, un specialist care poate să ne ajute să ne dăm seama când suntem într-un punct mai vulnerabil și să intervenim uh, cât de repede posibil, așa încât să uh, ne asigurăm că nu se ajunge la un episod depresiv major. Câteva lucruri legate de tratament, și aici iarăși ar fi o discuție mult prea lungă pe care nu o putem acoperi în întregime în seara aceasta, dar va fi foarte important să vedem din toată pleiada de simptome cu care se poate confrunta o persoană, cum arată depresia la persoana în fața căreia ne aflăm, în ce fel acest diagnostic este specific pentru această persoană. Um, și în momentul în care lucrez cu uh, creștinii, primul lucru de la care pornesc este ce înseamnă pentru ei ca și creștini să treacă printr-o um, astfel de experiență Pentru că de cele mai multe ori, în momentul în care apare un astfel de diagnostic și o astfel de suferință, persoanele începe să se simtă foarte izolate Deconectate de cei din jur, inclusiv de Dumnezeu, se simt foarte vinovate pentru faptul că se confruntă cu astfel de sentimente, și toate lucrurile acestea nu fac decât să mărească și mai mult suferința persoanei. Iar un lucru pe care eu îl fac este să le explic că, având în vedere afectarea biologică pe care o aduce depresia, și având în vedere faptul că am ajuns într-un punct în care avem un astfel de diagnostic. E normal să te simți așa, că toată această deconectare și lipsa aceasta de uh, sentimente pozitive pe care o amintea și Tabita sunt, de fapt, un simptom al depresiei. Uh, lucrez cu oameni care se confruntă cu depresie și care îmi spun că. În depresie, simțeau că nu-și mai iubesc partenerul, sau că nu-și mai iubesc copiii, sau că nu se mai simt iubiți de Dumnezeu, și lucrul ăsta îi sperie extraordinar de mult și îi ajută să înțeleagă că sunt niște simptome ale depresiei și că în momentul în care lucrurile încep să se restabilească din punct de vedere psihologic și din punct de vedere biologic, și sentimentele acestea reapar și începe să reapară bucuria și încep să reapară uh, sentimentele de. Dragoste pentru oamenii care ne sunt dragi, dar e teribil de greu să fii într-un astfel de punct în care să nu mai simți nici măcar aceste lucruri pe care îți dorești să le simți. Eu le explic oamenilor că noi suntem ființe integrate, că suntem trup, minte și spirit și că atunci când se întâmplă ceva cu noi la un anumit nivel și celelalte nivele suferă și e natural să fie așa și lucrând la fiecare dintre aceste nivele lucrurile vor începe să se restabilească. Era și un exercițiu simplu, dar care poate să aibă mare efect asupra oamenilor, este să învețe ca în fiecare zi să identifice un lucru bun care li s-a întâmplat sau un lucru pentru care sunt mulțumitori. Trebuie să fie un lucru absolut real, deci să nu încerce să inventeze ceva dacă li se pare că nu a fost absolut nimic, dar efectiv să facă acest exercițiu în care în mod intenționat să găsească ceva bun sau ceva pentru care sunt mulțumitor. Poate fi și o cafea bună sau faptul că a ieșit soarele sau faptul că este zăpadă sau ceva care i-a făcut să vadă că în toată negura aceea pe care o aduce depresia există și niște uh, lucruri bune foarte mult ne concentrăm în terapie pe identificarea și schimbarea celor tipare negative de gândire, pe a învăța pe oameni să facă pași mici înspre a, își începe să și începe să-și introduc activități în program, așa încât să, le, să aibă un scop, așa încât să aibă ceva de făcut, pentru că uneori depresia poate fi atât de intensă încât nu-ți vine să faci nimic și faptul că nu faci nimic nu face decât să te adâncească și mai mult în depresie și trebuie să iese treptat Dintr-o astfel de situație, văzând că poți să faci o activitate, și văzând că faptul că ai făcut acea activitate te-a făcut să te simți mai bine, de mare folos este și mișcarea. Ca persoana să înceapă să facă niște sport, indiferent de unde începe, poate să înceapă inclusiv cu plimbări scurte. Deci, niște lucruri mici care să, pe care să le poată face, pentru că mișcarea este unul dintre antidepresivele naturale de care ne putem folosi cu toții. Iarăși, un cerc vicios care apare în depresie este că simțindu-te așa de rău cu privire la tine, simțindu-te rău în general, încep să te izolezi de ceilalți, pentru că poți să ai Sentimentul că nu ai energie să te întâlnești cu oamenii sau că nu ai ce să le oferi, sau să simți că ești o, o povară pentru ceilalți, dar asta nu face decât să te facă să te simți și mai rău, pentru că, într-un fel, nerăspunzând celor care te caută, um, începi la un moment dat să simți că nu te mai caută nimeni um, și te simți și mai izolat. Și cercul acesta vicios trebuie la rândul lui identificat și uh, întrerupt, așa încât să se reia legătura cu familia, să se reia legătura cu prietenii, să se reia legătura cu comunitatea. Se merge foarte mult în ritmul persoanei, așa încât să nu fie prea mult, dar trebuie să se facă niște pași concreți în direcția reconectării cu ceilalți. Este foarte util pentru cei care trec prin depresie să învețe că pot vorbi despre ceea ce li se întâmplă cu cei dragi, dar aici ei trebuie să fie cei care să stabilească ritmul și să stabilească care sunt acele persoane cu care se simt confortabil să vorbească despre asta, dar mare parte din, din tratament este să înveți, să vorbești despre stările pe care le ai, să, să înveți să nu le mai ții toate în mintea și în sufletul tău, ci să, ci să le externalizezi, să le scoți în afară foarte pe scurt despre tratamentul psihiatric și tabia vorbii despre asta uneori este necesară medicația noi ca psihologi nu putem să prescriem medicație și este sarcina medicului psihiatru aceea de a descrie de a evalua și de a vedea dacă o persoană are sau nu nevoie de medicație, însă Medicația te ajută să te stabilizezi din punct de vedere uh, biologic, însă, în același timp, nu te învață strategii prin care să îți schimbi modul de gândire, strategii prin care să îți refaci programul zilnic, să te reconectezi cu alții și acestea sunt lucruri pe care le poți învăța în terapie. Și un lucru uh, pe care aș fi vrut să-l spun în legătură cu prevenția și care cred că um, e foarte important este și să învățăm să avem o teologie corectă a suferinței și aici cred că intru un pic pe teritoriul lui Teo, dar văd că sunt foarte multe persoane care nu știu cum să stea în suferință, care nu știu ce să facă cu ele atunci când lucrurile nu se așează așa cum și-ar fi dorit, așa cum și-ar fi imaginat. Și aici e foarte important atât să înțelegem ce se întâmplă cu noi și ce se întâmplă cu Dumnezeu în momentul în care lucrurile nu se aliniază așa cum ne-am fi dorit noi și, în același timp, să învățăm și să găsim sens în credință, în mijlocul suferinței. Așa cum ai anticipat, um, dorești să intervii? Dacă-i voie. Da. Mă gândeam să spun ceva, că noi care suntem creștini, în tot acest proces de recuperare și terapeutic, cred că avem un foarte mare avantaj față de cei care nu sunt credincioși, cel puțin nu încă. Și cred că avantajul este persoana Duhului Sfânt. Pe mine mă impresionează foarte tare faptul că Domnul Isus când a plecat la cer, a zis, nu vă fie teamă că plec eu, pentru că vă trimit pe altcineva, nu vă las singuri, dar vă trimit pe altcineva care nu vine în trup de om ca să poată fi numai în satul ăsta odată și să nu poată fi, vă trimit pe cineva care vine ca duh, ca să fie și în China, și în România, și în America deodată, unde-i chemat. Dar ce îmi place foarte tare și mă impresionează este că ne spune ceva despre ce fel de persoană este acest Duh Sfânt și așa, nu știu, așa, așa simt compasiunea lui Dumnezeu prin faptul că ne trimite un Duh Sfânt despre care spune că este un Duh al mângâierii și un Duh al adevărului. Sunt convinsă că Duhul Sfânt are multe alte calități și ar fi putut să ne spună: Vă trimit un Duh al Înțelepciunii, ca să vă dea multă înțelepciune, sau vă trimit un Duh al Dreptății, ca să aducă dreptate în voi și pe pământ. Sunt convinsă că și acestea sunt calități ale Dumnezeirii și ale Duhului Sfânt. Dar parcă dintre toate, Duhul Sfânt este mângâietor și Duh al Adevărului. Și cred că în recuperarea noastră a tuturor, din depresie, din stările noastre de tristețe sau de doliu, parcă de nimic nu avem mai mare nevoie decât de mângâiere și adevăr. Um, și în momentul în care identificăm ce anume întreține, ce din gândurile noastre, ce vinovății, ce concepții sunt acolo? Ce e greșit în identitatea noastră. Avem nevoie să ne confruntăm cu adevărul. Eu, de exemplu, pot crede despre mine că pentru că n-am reușit în lucrul respectiv, mă supăr, mă dărâm și viața nu mai are sens. Confruntarea cu adevărul lui Dumnezeu mă poate ajuta să înțeleg. Ok, deci valoarea ta stă în postul ăla care nu ți s-a dat, deci aia îți dă ție cu adevărat valoare. În sensul ăsta înțeleg eu confruntarea cu adevărul Scripturii și cu ceea ce ne arată Duhul Sfânt, fii atent ce gândești, fii atent de ce ți-ai legat valoarea, fii atent de ce ți-ai legat fericirea, fii atent că strângi în pumn ceva care tu crezi că fără aia nu se poate, și te ții cu pumnii de ceva ce nu e adevărat. Și în acest sens, cred că creștinii, prin faptul că avem adevărul lui Dumnezeu revelat în Scriptură și prezența Duhului Sfânt, care ne poate vorbi direct din Scriptură sau prin alți frați, ne poate ajuta să confruntăm fisurile pe care poate nu le-am identificat până atunci din gândirea noastră sau din ceea ce nu este pus la locul lui, într-un context al mângâierii. Pentru că Duhul Sfânt nu zice ei, te-am prins, vezi ce gândire greșit ai, ci vine cu mângâiere să ne repare, să ne ajute să ne să creștem înspre întregire. Mulțumim! Ștefana, mă întorc la ce ai spus tu, referitor la creștini și la faptul că pe lângă toate simptomele clasice din manualul de diagnostic, în cazul creștinilor um, deseori se descrie această lipsă de chef pentru rugăciune, lipsă de chef pentru citit, pur și simplu ți se pare că rugăciunile tale nu ajung mai sus de tavan și în contextul ăsta, Teo, ce ne spune Biblia despre perioadele astea întunecate? Există cazuri de depresie în Biblie, și dacă da, unde? Uh, cu siguranță avem în Biblie uh, multiple cazuri. Unii s-ar putea să fiți surprinși. O să vă dau câteva exemple. Cazul lui Iov, uh, cazul uh, lui Moise, eclesiastul cazul tipic al profeților, printre care îi amintesc pe Ilie, Ieremia, Iona, poate ați descoperi câțiva psalmi care au o încărcătură aparte, cum e psalmul 22, pe care noi avem tendința să îl vedem ca un psalm mesianic, cu trimitere în viitor, stop, ne-am oprit. Eu cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem e să citim mai întâi un psalm din perspectiva realității și a experienței pe care o traversează autorul. Când îți spune acolo Dumnezeu meu pentru ce m-ai părăsit, eu sunt vierme, nu om. Când încerci un pic să te scalzi în stările alea, ți se schimbă un pic perspectiva și privire la Biblie. Și apropo, gândește-te că psalmul 23 vine după psalmul 22 și nu invers. Ce inversiune teologică îți procură felul în care Duhul Sfânt așează bucățile astea de text una după alta, în ordine amintită. Psalmul 42 reprezintă un text surprinzător. An de zile l-am citit ca și cum aș fi fost într-o bulă, în care zice... Cum dorește un cerbi zvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însă refrenul psalmului în versetul 5 și 11 spune Pentru ce te mâhneci, mâhnești suflete și gemi în lăuntru meu? Nădăjduiește în Domnul că iară îl își voi revedea, iar își, îl, îl, voi lăuda. Psalmul 88, un psalm al lui Heman Ezrahitul, dacă citești acolo, rămâi absolut uimit. Poate noi de multe ori neglijăm ce texte terapeutice ne pune Dumnezeu la îndemână. Din exemplele astea aș vrea să mă focalizez pe două. Exemplul lui Moise și exemplul lui Ilie. Foarte interesant cum experiența tracasantă, rău din lumea asta, din jurul nostru, ne copleșește la un moment dat și pe noi. Găsim în numărul 11, relatat episodul la care fac referință. Cârtirile repetate, nemulțumirea cronică, lucrurile încep să se adune, încât Dumnezeu se aprinde de mânie în mod repetat împotriva poporului, Moise ajunge într-o stare foarte josă în toată experiența asta și zice, eu am zamislit poporul ăsta. De ce tot îmi spui să-l por la sân, ca o doigă care își poartă copilul? Cum? Nu mai suport, nu mai pot să duc lucrurile decât să te porți așa, mai bine am ia sufletul, i-am viața. Și dacă noi conștientizăm, poate lucru pe care aș vrea să-l spun aici, e că atunci când vorbim de Scriptură, probabil nu e aspectul ăsta acut, clinic, despre care se vorbește, dar e ceea ce tot în limbaj de specialitate se numește depresie ocazională reactivă. Adică e un context de factor în care ești copleșit, în care ești apăsat și toate lucrurile astea îți spun cuvântul în viața ta. Cârtire, nemulțumire cronică, acumulare toxică, frica de eșec, gândindu-ne la Moise, stare conflictuală perpetuă, până la urmă lucrurile astea îți pun capac. Și lucrul ăsta e cât se poate de evident. Ei, ce mi se pare fascinant e ce face Dumnezeu. Te aștepta după ce Dumnezeu îți arată, inclusiv în numeri 11 și în alte părți, că reacționează printr-o mânie aprinsă și pedeapsă față de popor, ca să-l trateze într-un mod asemănător și pe noi să zică Hei, revinoți, adună-te, pune-te pe picioare, roagă-te mai mult, citește din Biblie. Ce face Dumnezeu? Îl tratează cu o tandrețe ieșită din comun. Și zice, mai Moise, o să iau din Duhul care îi peste tine. Nu știu dacă ați remarcat detaliul ăsta. Și o să-l pun peste alți 70 de oameni care să ducă povara împreună cu tine. A fost absolut uimit de detaliul ăsta. Celălalt exemplu, Ilie. Parcă nu-ți vine să crezi. Era în vârful apogeului experienței cu Dumnezeu. Trei ani și jumătate nu căzuse ploaie și au zis, numai după cuvântul meu va cădea ploaie. S-a rugat să nu cadă trei ani și jumătate, nici măcar rouă, spune textul. Nu știu dacă ne putem imagina în ce hal arăta țara respectivă. După trei ani jumate, Dumnezeu se roagă, Ilie se roagă, Dumnezeu răspunde prin foc, de față cu toți prorocii lui Bal. Bal era zeul central, de frunte, în panteon, Panteonul Zeităților, care avea grijă de fertilitate. Și nici măcar unul dintre ei nu vede răspunsul lui Bal, în schimb Ilie vede cum Dumnezeu intervine și răspunde prin foc și miste, jerfa și altarul și tot tot, tot ce se întâmplă acolo. Și poporul care era buimac din cauza apostaziei și a idolatriei zice, ăsta e adevăratul Dumnezeu. Ahab ajunge acasă, îi spune Izabelei, Izabela îi trimite o vorbă lui Ilie și a zis, ce ai făcut tu cu prorocii respectiv? Asta ți se va întâmpla mâine. Parcă nu-l mai recunoști pe Ilie. O taie la fugă, o ia la sănătoasa, se duce, se ascunde sub un ienupăr, vrea să moară. Zice, Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei, i-am sufletul, mi-am încheiat lucrarea, punct, nu mai vreau să aud de nimic, e, ce face Dumnezeu, cum îl tratează? Culcă-te, scolăte, te mănâncă, culcă-te la loc, scolăte, te mănâncă. Toate lucrurile astea, vedeți, sunt super spirituale, că noi asta încercăm să-L ajutăm pe un om depresiv, să iasă, să se roage mai mult, să postească, să intre în niște angajamente de astea. Și după aia vine acel susur blând și subțire. Deci, pe mine, exemplele astea de tratament în Duhul Compasiunii, al Duhului Sfânt și ambele atribute de care vorbea uh, Tabi, sunt absolut remarcabile în contextul, în contextul ăsta. Uh, eu văd două, două aspecte foarte interesante uh, pe care un autor. Uh, care a scris despre viața președintelui Statelor Unite, Abraham Lincoln, un om de specialitate în domeniul, psihoterapeut, a făcut o analiză, îi bine cunoscut că Lincoln s-a luptat cu depresia. Și așa e și intitulată cartea pe care o scrie, Melancolia lui Lincoln, cum depresia l-a provocat ca președinte și i-a alimentat măreția. Concluzia autorului e că o scos-o la capăt cu depresia din două motive. O învățat să fie onest, n-o scuns de alții, ori de câte ori a avut ocazia, o vorbit despre frământările lui personale și în al doilea rând, concluzia la care ajunge acest autor, e că un sens bine precizat al vieții. Faptul că te vezi util, că Dumnezeu te-a așezat într-un anumit loc și nu contează o poziție mai înaltă, o slujire pe care o faci în cotidian. Au fost lucrurile care pur și simplu i-or dat putere, i-or redat sensul în viață. Câteva lucruri pe care le văd din exemplele biblice pe care le-am amintit și merită reamintite, reactualizate, Tandrețea, blândețea și cât de bine ar fi dacă ar veni și prin noi această compasiune divină, recuperarea fizică, emoțională, odihna, plimbarea în natură, onestitatea, Duhul adevărului, cât de mult contează, observați, dialogul personal pe care autorul Psalmului 42 îl inițiază. Pentru ce te mâhnești suflete? Pentru ce gem? Care-i problema ta? Ce te supără? Ce te deranjează? Eu rămân absolut uimit, fermecat de exemplele astea din Biblie, an de zile, numai primul verset l-am văzut din Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, ți se pare așa că e un, o infuzie din asta de închinare, de laudă, de praise and worship. Când citești un pic mai încolo și ești atent la senzații, la trăiri, îți dai seama că explorează niște profunzimi absolut fascinante. Și asta mi se pare mie remarcabil în viața de credință și a oamenilor lui Dumnezeu. Și apoi nu în ultimul rând, acel susurblând și subține, care nu vine la început, ci după cele 40 de zile de călătorie de așteptare, că Dumnezeu îl trimite la Horeb, la muntele lui Dumnezeu, să-și reamintească de unde a început povestea cu Israel. Mă bucur de felul în care ai punctat faptul că exemplele pe care le avem pe paginile Scripturii probabil că nu se referă la o depresie clinică, neapărat în sensul în care o înțelegem astăzi, dar cu siguranță prezintă descris foarte în detaliu perioade întunecate, perioade în care acea mantă de plumb, cu monumentul la început, se așează parcă pe mintea și pe inima omului. Uh, L-aș mai aduce în discuție și pe Martin Luther, care, bietul de el, după vreo 10 ani de la publicarea tezelor, uh, știm că a trecut printr-o perioadă destul de zbuciumată în care nu știa încă efectul a ceea ce a făcut el asupra bisericii și dacă Tezele respective vor rupe biserica sau vor aduce o mai mare unitate, și vă citesc numai câteva cuvinte pe care le-a scris într-o scrisoare către prietenul lui. Am petrecut mai mult de o săptămână în moarte și iad. Tot trupul mi-a fost în dureri și încă e cutremurat. Complet abandonat de Hristos, m-am chinuit sub tirania îndoielilor și a furtunilor de disperare și blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Dar în urma rugăciunilor sfinților, a prietenilor, Dumnezeu a început să aibă milă și să-mi scoată sufletul din infern. Și zicea el, diavolul are obiceiul de a preface, de a transforma o insectă într-o cămilă. A înțeles că uneori emoțiile sunt răspunsuri disproporționate la circunstanțe teribile. Și aici s-aș lansa întrebarea care cu siguranță în mintea multora. Este depresia cauzată de păcat? E consecința unui păcat din viața noastră? Cât de mult trebuie să ne scotocim după păcate ascunse atunci când parcă îi întuneric în minte și în inimă? Mă bucur că l-ai amintit pe Luther. Uh, și eu Intenționând să-l pomenesc și pe el și pe Charles Spurgeon. Uh, ai senzația că te afli într-o companie selectă, numai la numele din Biblie pe care le-am amintit, uh, Luther, părintele protestantismului, uh, Charles Spurgeon, unul din liderii marcați din mișcarea baptistă din Anglia, secolului al XIX-lea. Și atunci îți dai seama că, până la urmă, sunt lucruri care pe unii au ajutat, ca să își adâncească relația cu Dumnezeu și să experimenteze o spiritualitate care, pentru mulți oameni, poate fi una superficială. Ei, este păcatul o cauză, cu siguranță, dar ce vreau să subliniez? Nu este singura. Oare ce înseamnă să te raportezi la un om care experimentează o pierdere în viață? Un dezechilibru chimic care trece prin anumite stări, și să vii să-i spui, ai păcătuit, n-ai credință, sau, ba mai rău, să-i spui că îi munci de un duh necurat. Nu știu dacă noi conștientizăm amploarea devastatoare a răului pe care o perpetuăm în viața acelui om, acelui suflet. Da, cu siguranță. Am întâlnit, am citit despre cazuri de genul acesta, în care oameni care au venit să se trateze de depresie, după ce au explorat un pic în trecutul lor, pe traiectoriile bine amintite, că asta, asta, trebuie să faci, trebuie să mergi pe, să încerci rutele care le ai la dispoziție ca să explorezi, să vezi ce se întâmplă, care sunt problemele. Și au descoperit experiență extraconjugală, lucruri din trecut pe care l-au crezut că sunt uitate, că nu l-au afectat în niciun fel, care până la urmă au dovedit că reprezintă o cauză a scunderii, a trăirii în ipocrizie, camufla și toate lucrurile care au fost în viața lui. Un exemplu dintre profeți ar putea fi Ieremia. El a fost un om neprianit, un om care o trăit în integritate, care o spus din partea lui Dumnezeu ceea ce are de spus. Însă, când citești plângerile lui Ieremia, te îngrozești. Deci dacă ai parcurge o perioadă de câteva săptămâni să citești numai asta, pur și simplu ai trăi toată uh, încărcătura emoțională absolut devastatoare. Rău din jur, care pur și simplu nu a putut fi curățat, purificat, decât printr-un fel de amputare. Poporul, rămășița, o trebuie mutată în altă parte, o trebuie trimis în exil. Și e absolut uluitor să vezi cum răul colectiv în care trăiești, ca om drept, ca om care vrei să faci voia lui Dumnezeu, te copleșește și te aduce în stări de felul acesta. Mulțumim. Depresia nu ne afectează doar pe noi sau nu afectează doar pe cel care suferă de depresie, ci afectează și pe cei din jur. Și de multe ori, parcă nu știm cum să ne comportăm în preajma unui om care trece pe acolo. Parcă nu știm ce să zicem, ni se pare că ce zicem se lovește de un zid. Și aici aș întreba o pe Tabi ce e util și ce e contraproductiv în relația cu cei care suferă de depresie clinică. Cum putem să-i ajutăm? Cred că e foarte importantă întrebarea și într-adevăr sunt de acord Că aparținătorii unei persoane care suferă de depresie sunt la rândul lor afectați și pot trăi sentimente de neputință și de frustrare, că nu mai trece odată starea asta și că nu există un instrument ușor cu care să se rezolve lucrurile. Cred că un lucru important pe care trebuie să-l facem, și te l-a pomenit mai înainte, este să nu punem extra presiune pe acea persoană. Când îi spunem, no, și astăzi ești tot așa, dar nu ți-o trecut odată, sau hai, uite-te afară ce zi frumoasă, no, hai, revinoți. Persoana oricum se învinovățește și se simte rău că nu poate fi bine. Când vorbim astfel, sau chiar când nu vorbim astfel, dar transmitem că, o, oh, iarăși, încă tot așa ești, adaugă și mai mult la învinovățire și la sentimentul de poate de rușine, de greutate pe care îl simte. Deci, cred că un lucru important este să nu ne așteptăm ca persoana să-și revină singură, ca și cum este un cal șchiop. Și noi îl biciuim și zicem, da, aleargă o dată, nu? Acum o săptămână ai stat așa, acum hai. încă e tot șchiop și nu, nu poate alerga. Și această încărcare cu răbdare și cu bunătate și compasiune ajută mult mai mult decât nerăbdarea noastră spre o rezolvare rapidă. Apoi putem ajuta în moduri foarte concrete. De exemplu, eu am observat, nu știu dacă e general valabil, dar când persoana care suferă de depresie este întrebată ce pot face pentru tine, cum să te ajut, nu prea știe ce să spună. Pentru că nu are multe explicații pentru propria depresie. Și dacă ar ști ce să facă ca să se ajute, ar fi făcut deja. Sau ți-ar fi spus, să fă supă de pui, că aia mă vindecă. Dar nu știe ce să facă. Și atunci, în general, întrebările astea, spunem cum să te ajut ce să fac pentru tine, pot iarăși să pună presiunea asupra ei că mulțumesc că m-a ajuns, dar eu nu știu ce să-ți spun. Și de aceea un lucru care mi se pare mai degrabă util este fie ca parținător, fie ca prieten, fie ca frați și surori în grup, să ne gândim noi la modalități concrete, la gesturi de bunătate, la gesturi care aduc frumusețe în viața persoanei și care îi pot arăta că sunt lângă tine și mă gândesc la tine. Contează foarte mult pentru o mămică care e deprimată să-i spui sâmbătă iau eu copiii. Vrei să mi-i lași mie sâmbătă și să ai un timp pentru tine să dormi dacă vrei sau să faci ce vrei tu, dar ți iau eu copiii câteva ore. Sau te ajută dacă îți fac eu o supă pe duminică sau pe nu știu când? Ți-am trimis o prăjitură, ți-am făcut o tavă de prăjitură, ți-am gătit eu sau vrei să-ți gătesc pe mâine la cină ca să nu mai ai tu, că oricum nu are energie. Și atunci, în mod concret, îi arăt ți-am trimis ceva de mâncare ca asta să nu mai ai pe cap sau vrei să vin să-ți fac eu curățenie sâmbătă. Știu că n-ai energie în perioada asta, că ți-i greu, da, m-aș să te ajut în felul ăsta. Pot să vin să-ți fac eu curățenie sau te ajută dacă îți fac eu cumpărăturile. Și astfel de gesturi de bunătate, țin minte pe cineva în depresie care realmente s-a simțit așa de mângâiată că cineva din biserică numai i-a spus ți-am lăsat ceva la ușă, n-a mai intrat, că poate n-ai chef de musafir sau să vorbești, dar ți-am lăsat ceva la ușă. Și era un borcan cu miere. Nu era nu știu ce dar au fost așa de alinată. Doamne, dar s-o gândit așa la mine, s-o gândit cum să-mi facă un bine și mi-a trimis ceva miere, dulce, bun. Sau altcineva trimite un buchet de flori. Am vrut numai să ai ceva frumos acolo, să te uiți la ceva frumos. Și cred că un lucru important este dacă persoana pe care vrem să o ajutăm nu răspunde gesturilor noastre cum noi ne-am așteptat sau cum am crede că e potrivit să nu o luăm personal. Mi-am când cineva a trimis un buchet de flori unei persoane care suferea de depresie și florile erau așa de frumoase și așa de cu grijă alese, doar că persoana nu se putea bucura în momentul ăla. Le-a luat și le-a pus în față, dar nu le putea vedea cât sunt de frumoase să nu ne simțim personal jigniți, că nu-i despre noi. Nu-i o plăcut mâncarea mea și nu mi-o scris mesaj înapoi, vai ce bună a fost prăjitura. Ci la momentul ăsta atâta poate. Dar gesturile de bunătate, de a aduce frumos în viața lor, de a ajuta în mod practic, în mod constant, ajută foarte mult. Mai putem ajuta, de exemplu, întrebând, uite, te ajută dacă te scot la o plimbare? Dacă n-ai chef să umbli, te scot cu mașină și mergem pe undeva în natură? Sau ne plimbăm printr-un parc? Nu lucruri care uh, solicită foarte mult persoana. Țin minte, eu odată aveam așa minte, m-am gândit să o duc pe o prietenă de-a mea care era deprimată la o comedie. Bine că ne-am oprit înainte, că am citit pe fața ei că nu poate așa ceva. Dar de a-i oferi ceva, hai la o plimbare, te scot undeva, te duc într-un loc frumos unde poți, ce poți face. Dar dacă lucrurile sunt mai grave, cred că am putea încerca să ajutăm și spre încurajarea de a cere ajutor. Spuneam că depresia este deseori centripetă. Ne închidem în noi, ne izolăm cu gândurile și banda noastră care merge. Dar mi-a plăcut foarte tare că Lincoln a arătat cum, în abordarea lui a depresiei, a devenit centrifug. Vorbeam despre asta, spuneam altora și continuam să-mi găsesc un scop în viață. Și, în felul acesta chemându-i cu noi undeva unde nu-i prea solicita, nu trebuie să vorbească cu mulți oameni, sau încurajându-i, uite, oare nu ți-ar face bine să stai de vorbă cu sora nu știu care sau cu fratele nu știu care, care sigur o mai auzit multe și poate te poate înțelege și te poate ajuta sau chiar ce zici dacă mergi la un consult, la un medic sau la un terapeut, uite, aș putea să te ajut să căutăm persoana potrivită pentru tine. Sau chiar, uite, îți plătesc eu consultația, sau dacă te ajută, îți fac eu programarea. Dar să-i sprijinim înspre a căuta ajutor, înspre a merge în afară. Și deseori, persoana când suferă de depresie, simte o dificultate în conectarea ei cu Dumnezeu. Și Ștefan a pomenit despre nu-l aud, nu-i drept cu mine, Biblia nu-mi vorbește. Așa de mult contează să ne rugăm noi pentru ei când ei nu pot să se roage singuri pentru ei înșiși. Așa de mult contează ca altcineva să strige după ajutor când ei înșiși nu pot face lucrul acesta. Și cred foarte mult în puterea rugăciunii și în sprijinul acesta incredibil, că doar Dumnezeu știe că persoana e deprimată și n are nevoie de, să zic eu, ceva ca el să acționeze. Totuși, El ne spune, rugați-vă unii pentru alții, rugați-vă nencetat, mijlociți pentru toți oamenii. Ca și cum, cumva puterea Lui se mobilizează mai tare când este și partenerul de pe pământ care strigă de, după ajutor, cum învățam din cartea judecători. Dacă nu strigi, nu scapi. Când poporul striga, Dumnezeu intervenea. Nu striga, nu intervenea. Și văd foarte mare ajutor atunci când persoana care suferă în depresie nici nu mai poate striga spre Dumnezeu să strigăm noi, să fie alții care spun, astăzi nu te-am uitat, mă rog și astăzi pentru tine. Dumnezeu va face ceva. Și văd la Dumnezeu uneori că nu cred că e totdeauna adevărat, dar văd că s-ar putea să fie mai interesat nu ne neapărat să ne scape repede din episoadele noastre depresive, cât să ne învețe ce trebuie să învățăm din acel, prin acel episod. Pentru că dacă am minciuni în lăuntru meu, față de care sorb, nici nu știu, că eu mi-am legat valoarea prea tare de câți bani fac, sau de câte -s de realizați copiii mei, sau de altfel de lucruri, nu știu asta, decât când sunt la momentul să le pierd sau când chiar le-am pierdut. Și Dumnezeu, care este foarte interesat de desăvârșirea noastră, de a ne face cât mai asemănător cu Fiul lui Isus Hristos, din când în când ne oprește ca să ne arate Hei, tu ai niște tipare greșite acolo în cap și în momentul să nu mai mergi mai departe tot cu ele, Așa că uneori, depresiile sunt niște obstacole care pun lupa pe niște lucruri din viața noastră care pot fi răscumpărate și corectate. Și este dureros, dar este foarte prețios când am supraviețuit unor astfel de momente și zicem, nu vreau să spun că s-au meritat, nu mai vreau încă un episod din asta, totuși ce a ieșit din acest episod e foarte valoros. Ce s-a corectat în gândirea mea legat de Dumnezeu, legat de frați, legat de neiertări, de resentimente, de vinovății, de tot felul de lucruri, ce s-a corectat în mine e așa de prețios că fie și prin asta. Deci a fi alături de oameni în modul acesta suportiv și a ne conecta, cum zicea Ștefana, nu cu ai revinoți odată, ci e -i timpul tău să suferi, nu știu cât va fi, sperăm cât mai scurt, dar nu știm cât va fi, îi timpul tău, sunt aici cu ce pot, și ți-arăt dragostea și prezența mea în felul în care pot. Cred că asta poate fi de folos. Deci să ne focalizăm pe lucrurile concrete, nevoi imediate și să-i căutăm chiar dacă nu primim feedback-ul la care ne-am aștepta. Nu toate cazurile de depresie se rezolvă foarte ușor și există cazuri de depresie majoră în care apar și gânduri suicidare. Și-aș vrea să te întreb, Ștefana, cât de real este pericolul când avem de-a face cu o persoană depresivă care ne spune că s-a gândit să-și ia viața, ea nu mai suportă să se simtă în felul ăsta, o credem pe cuvânt și ce avem de făcut? Care sunt semnalele care ar trebui să ne pună pe gânduri? Da, mulțumesc mult pentru întrebare, Dora. Întotdeauna o credem pe cuvânt și ăsta trebuie să fie primul lucru de la care trebuie să pornim în momentul în care vorbim despre ideația suicidară sau despre gândurile de moarte, pentru că e foarte important să înțelegem că uneori depresia poate fi atât de intensă și super, suferința poate fi atât de mare, încât poate părea că suicidul să nu mai există este singura modalitate prin care suferința se poate încheia. E așa de mare, nu mai pot duce și nu văd o altă modalitate de rezolvarea a situației. De asta persoanele care ajung într-un astfel de punct și care au gânduri de moarte au nevoie de foarte multă înțelegere și foarte multă empatie, așa încât să le putem fi alături, să-i putem ajuta și să le putem arăta că există și alte soluții pentru că ca durerea lor să se încheie, că lucrurile se pot îmbunătăți și, cum spunea și Tavi, că uneori, în urma unui episod atât de greu, pot ieși și lucruri bune. Întotdeauna trebuie să luăm în serios gândurile legate de moarte. Și un lucru pe care și eu, ca profesionist, l-am învățat este că nu trebuie să ne fie frică să vorbim despre lucrurile acestea. Și faptul că discutăm cu cineva despre gândurile suicidare, nu mărește riscul ca ei să acționeze. În baza lor, ci din potrivă, îl scade, pentru că, în sfârșit, cineva mă înțelege, cineva mă vede, cineva mi-aude suferința și pot vorbi despre ceea ce uh, mi se întâmplă. Um, Creștinii care ajung să se confrunte cu gânduri suicidare se simt extrem de vinovați pentru uh, asta și, uh, într-un fel, la foarte mulți creștini, credința lor, faptul că înțeleg care sunt implicațiile pentru veșnicia lor și înțeleg ce a făcut Hristos pentru ei, este un factor protector și îi ajută să nu dea curs acestor gânduri, să nu treacă la acțiune, dar, în același timp, sunt și. Creștini care au ajuns într-un punct în care dezechilibrul biologic a fost atât de mare încât nu au mai putut raționa. Și sunt situații, inclusiv la creștini, în care se poate ajunge um, la suicid. Astfel că atunci când cineva drag trece printr-o astfel de situație și se confruntă cu gânduri suicidare, sunt câteva lucruri pe care le puteți face. În primul rând, să întrebați dacă s-au gândit vreodată la asta, dacă se gândesc să-și facă rău sau dacă se gândesc să-și ia viața, să întrebați cât de intense sunt gândurile acelea și să întrebați și dacă s-au gândit la niște modalități concrete prin care să facă lucrul acela, pentru că sunt persoane care spun doar e atât de greu încât nu mai pot și vreau să se termine, sunt altele care spun, da, vreau să se termine și în momentul ăsta m-am îmbrăcat și mă duc să mă arunc în fața trenului. Sau ies în stradă, o caut o arteră aglomerată și mă arunc în fața unei mașini. Și e o diferență între cei care spun doar, sunt în suferință și nu mai pot și cei care deja au un plan concret um, cu privire la ce anume vor să facă. Și într-o astfel de situație e important să luăm în serios suferința lor și să ne adresăm unui profesionist. Eu n-aș recomanda ca o persoană care are o suferință așa de mare să nu aibă parte de ajutor de specializare, de specialitate și uneori acest ajutor poate să ia inclusiv forma internării în psihiatrie, chiar dacă E vorba de o perioadă care poate să fie foarte dificilă, poate să salveze viața unei persoane um, și trebuie să se facă ceva așa încât acea suferință să fie um, alinată. Dacă vedeți o persoană care este într-o criză suicidară și chiar vrea să facă ceva în legătură cu asta, nu o lăsați singură. Până când reușiți să ajungeți la un ajutor de specialitate, nu o lăsați singură pentru că se pot întâmpla tot felul de lucru deci riscul dar este real am găsit chiar o referință cu privire la faptul că depresia majoră comportă un risc de suicid de 6 până la 15% nu trebuie nici să ne sperie faptul că cineva are astfel de gânduri pentru că nu înseamnă că va acționa în baza lor dar întotdeauna este un semn cum că e nevoie de ajutor de specialitate, așa încât să ne asigurăm că prevenim ceva ce um, nu mai poate fi um, înlocuit. Ne apropiem de final și m-aș întoarce un pic la ce pomenea și Alice la început, și anume criza aceea de sens, când parcă lucrurile nu mai au valoare, parcă nimic nu mai are niciun sens, nicio semnificație pentru noi. Cum rezolvăm criza de sens, Teo? Uh, asta e o întrebare care ar merita uh, o abordare exclusivă. Uh, e una din cauzele principale ale problemelor sufletești cu care oamenii se confruntă și una din cauzele uh, principale care pot conduce la depresie și Evident, la apropierea noastră de Dumnezeu. Cred că e important, prin cernerea apelor, să oamenii să conștientizeze că, într-adevăr, asta, asta e problema. Și sunt cazuri consacrate deja, spre exemplu, criza pe care Tolos o trăiește, e foarte bine ilustrată toată frământarea lui în Cartea Spovedanie. Deci e clar o frământare cumplită, chinuitoare, suicidară, legată de sensul vieții. E, atunci am înțeles toate trăirile pe care eclesiastul le-a avut, pe care le-a experimentat. Da. Întotdeauna lucrurile astea îți dau profunzime în căutarea lui Dumnezeu fiindcă nu te mulțumești cu orice, ci vrei să ajungi să-l cunoști. Câteva lucruri pe care le-aș vedea utile în direcția asta. Primul rând, vorbește, stai de vorbă cu sufletul tău, exact cum ne învațăm în Salmul 42. Ce se întâmplă? Care, care îți durerile, lucrurile care te preocupă? În al doilea rând, așteaptă în tăcere ajutorul lui Dumnezeu așteaptă acel susur și subțire. Un lucru pe care eu l-am înțeles, misticii vorbesc despre el și cumva e un subiect care se intersectează cu subiectul despre depresie, noaptea neagră a sufletului. Și misticii vorbesc despre experiența consolării și a dezolării. Cum uneori Dumnezeu îți vorbește, simți cu un verset prinde viață, iubirea Lui te înconjoară. ori, Oamenii lui Dumnezeu, cu credință adâncă în spiritualitate, experimentează o absență, o îndepărtare, o înstrăinare de Dumnezeu. În loc ca lucrurile să meargă mai bine, lucrurile merg mai rău și îs uh, anumite disonanțe pe care ți le creează anumite texte în care ești atât de iritat față de Dumnezeu, față de ceea ce promite, că starea ta nici cum nu se potrivește. Da, întotdeauna. Uh, Misticii spun că lucrurile astea îți aspecte în care trebuie să ai răbdare până în momentul în care Dumnezeu îi lângă tine, îți vine în ajutor și îți aduce răspuns la frământarea ta. Însă, momentul pe care îl experimentezi după traversarea acestei stări de pustietate. Și aici e marea problemă cu triumfalismul ieftin, cu căutările în care vrei instant, în mod imediat, instantaneu să ți se rezolve lucrurile, dar lucrurile nu funcționează în felul ăsta. Dumnezeu lucrează cu oamenii nu într-un cuptor cu microunde, ci la foc moale. El are nevoie de timp ca să. Aducă în noi, la nivel formativ, profund, caracterul și toate lucrurile pe care le dorește în viața noastră. Apoi, aduți aminte că alergarea credinței nu e alergare de viteză, ci una de rezistență. E un adevăr atât de simplu, dar autorul epistolei către Evrei își rezervă toată cartea ca să ne învețe că, de fapt, credința în Dumnezeu înseamnă credincioșie. Perseverență până la capăt. Un alt aspect important ar fi activarea comportamentală. Ok, nu poți face mare lucru, dar acel lucru simplu, mărunt, poate să fie un imens succes și să te ducă la un altul și la un altul, tot așa mai departe. Și nu în ultimul rând, redescoperind bucuriile simple ale vieții. Foarte ciudat că sfatul ăsta îl găsim repetat de mai multe ori. De către cine? Exact de către Solomon, care avea absolut tot ceea ce și-ar fi putut dori cineva, și care se reîntoarce și zice mai însă anumite lucruri simple, bucurii pe care, dacă le faci, s-ar putea să te reîntâlnești cu sensul vieții, cu ceea ce ți-a pregătit Dumnezeu. Nu pot să evit două aspecte pe care vreau să le amintesc. Pentru mine, strigătul lui Hristos de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru cel mai părăsit, mi-a schimbat radical teologia și am înțeles că și atunci când eu nu simt Dumnezeu e acolo. Nu știu dacă realizați ce mult contează pentru cei care nu simt, care au impresia că Dumnezeu e împotriva lor să fie acolo lângă ei și să le transmiți acest mesaj divin. Și celălalt aspect îl găsim în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, 21 și 22. Îs printre cele mai citate versete din Biblie, dar îi un cuvânt care mie mi-a sărit în ochi de mai mulți ani, iată ce mai gândesc. Deci trebuie să citești până la versetul ăsta să vezi ce a gândit el și ce vedea el când se uita în jur. Iată ce mai gândesc în inima mea, și iată ce mă face să mai trag dește Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta e atât de mare. Absolut uluitor, cât de realism! care pur și simplu te lasă fără replică și fără cuvinte. Mă gândeam numai dacă mă lași dora că ai pomenit de Tolstoi, Teo. Tolstoi care era dintr-o familie de nobili și și-a făcut praf viața, și-a pierdut sensul vieții și nu mai știa pentru ce să trăiască și se gândea la sinucidere. Tot ce vede în jur erau țăranii care lucrau pe domeniul lui, și pentru că nu mai avea niciun scop în viață și nu mai știa încotro să o ia, se duce cot la cot cu țăranii lui și începe să lucreze pământul. Apropo de când nu mai știm ce să facem, fă ce poți să faci. Dar el mai face două lucruri, păstrează acest dialog în interior cu el, cu propriile gânduri, ce trăire are și păstrează dialogul cu Dumnezeu. Și Asta mi se pare așa de important și am văzut și în viața mea, chiar când nu-l simțim aproape, când nu ne răspunde la rugăciuni, a continua să vorbim cu el și să-i spunem, nu te simt aproape, nu înțeleg când o să intervii, ce nu înțeleg, arată-mi căile tale, a păstra acest dialog deschis cu el, ne ține în relație cu el și Dumnezeu va răspunde. Ali, sper că nu te-am plictisit foarte tare. <laughs> Aș vrea să ne întoarcem la tine și spune-ne puțin cum ai traversat perioada asta grea pentru tine, ce te-a ajutat pe tine, ce a funcționat în cazul tău. Cel mai important lucru în acele momente a fost sprijinul familiei, rugăciunea și încurajarea lor să cer ajutor de specialitate, pe lângă tratamentul medicamentos, ședințele de psihoterapie m-au ajutat foarte mult. Deja la prima ședință am înțeles un lucru important, că depresia afectează starea noastră fizică, psihică, emoțională, dar și spirituală. Atunci am înțeles de ce mă simțeam așa de îndepărtată de Dumnezeu în această perioadă. Am înțeles că nu eu sunt depresia, ci sunt doar afectată de depresie. În acest moment de cotitură, am decis să lupt pentru a înminge depresia. Un alt pas important spre vindecare a fost recunoașterea și asumarea acestei experiențe în fața colegilor și a prietenilor mei. Tot timpul am considerat că depresia este o slăbiciune și îmi era rușine de diagnosticul primit, și din această cauză am ascuns acest lucru față de alții. Fiindcă episodul de anul trecut a fost una mai severă și era vizibil faptul că ceva nu este în regulă cu mine, soțul meu m-a încurajat să mă deschid oamenilor din jurul meu. Și am fost plăcut surprinsă de reacția lor. Abia atunci mi-am dat seama că tocmai această deschidere a fost cea care a creat noi relații și prietenii. În concluzie, mesajul meu de încurajare este că depresia poate fi învinsă chiar dacă are o formă mai severă sau chiar majoră. Nu singur, ci cu sprijinul familiei și cu ajutorul specialiștilor, sigur există cale de ieșire. Din păcate, invizibilă pentru omul suferind în acele momente. Depresia nu, este, nu se vindecă de la o zi la alta. Din păcate, și în cazul meu, lupta a durat cel puțin 3 luni de zile, după care am observat că simptomele se ameliorează. Secretul este să avem răbdare cu noi înșine și să ne agățăm de orice sprijin primit. Aș vrea să mai menționez câteva tehnici pe care le-am învățat la ședințele de psihoterapie și care au, au funcționat la mine. Recunoștința. În fiecare zi am scris o listă cu acele lucruri pe care, pentru care am fost recunoscătoare la un moment. La un moment dat în viața mea. Această tehnică m-a ajutat să conștientizez că am fost și sunt binecuvântată cu multe lucruri frumoase. O altă tehnică au fost activitățile zilnice pe care le făceam, chiar dacă nu simțeam motivată să ies din casă. Pentru că, când suntem deprimați, avem tendința să amânăm activitățile de orice fel până în momentul în care ne simțim mai bine sau până avem chef să le facem. Așa cum zice și proverbul că pofta vine mâncând, la fel este și cu motivație într-o perioadă depresivă. Schimbarea poate fi obținută prin acțiune. Iar, la final. Aș vrea să termin cu un verset care mi-a fost de mare ajutor în acele momente grele. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt de Dumnezeu, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea, biruitoare. Mulțumesc! Îți mulțumim frumos! Avem ceva întrebări? Ne ajutați? Dumnezeu îngăduie depresia în viața ta sau poate să fie consecința unor greșeli sau păcate pe care le-ai făcut? Cred că am răspuns deja la întrebarea asta, cel puțin parțial. Mi-a plăcut foarte mult. În esență asta e depresia. E lupta asta, încrâncenarea asta cu viața, în care trebuie să înțelegi un pic ce se întâmplă. E o perioadă de încercare prin care Dumnezeu te trece sau îs anumite lucruri care trebuie vindecate din trecutul tău. Și, apropo de întrebare, aș mai spune că toți păcătuim, dar nu toți facem depresie. Și atunci, uneori, depresia poate fi consecința unor păcate, sau cel puțin întreținerea ei, când nu vreau să iert pe cineva. Și rămân ancorat acolo cu resentimentele că ce mi-au făcut și asta mi-o repet eu 10 ani, victimizarea asta, ce mi-au făcut și nu iert, poate să mă ducă la depresie. În același timp sunt mulți oameni care nu iartă și nu fac depresie. De aceea, lucrurile sunt complexe și la fiecare în parte trebuie discernut. Deci, cred că păcatul poate fi parte a depresiei, dar cred că nu totdeauna și unii facem depresie fără să existe, deși toți suntem păcătoși, dar fără să existe. O necurăție ascunsă acolo în care persistăm. Nașterea unui copil e un motiv de bucurie și cu toate acestea sunt proaspete mămici care trec prin depresie postnatală. Care sunt motivele pentru care apare depresia postnatală? Chiar ieri povesteam cu o doctoriță psihiatră și ne spunea că extrem de frecvente sunt cazurile care vin la ea cu depresie postnatală, cel puțin două cauze, nu este domeniul meu de specialitate, cel puțin două cauze, unul este dezechilibrul hormonal sau modificările endocrinologice hormonale care apar în contextul sarcinii, apoi a alăptării și al adaptării organismului femei la un stadiu complet nou. Iar, deci este o componentă biologică, biochimică. Iar al doilea ține de faptul că proaspăta mămică suferă o pierdere, apropo de ce zicea Ștefana, a altor roluri ale ei. Și în funcție de cât de mult percepe această pierdere, poate să se resimtă o depresie. Dacă înainte ai avut o activitate profesională, un rol profesional, ai avut prietene cu care să ieși, ai petrecut mult cu soțul tău în doi, ai avut niște hobby-uri, adică ai avut mai multe roluri în viață și acum, dintr-o dată, mor toate și ești complet legată de pruncul care e dependent de tine zi și noapte. Și nu poți pleca nici trei ore, că trebuie să alăptezi orele următoare, în minutul următor. Și atunci, dacă persoana resimte o pierdere a unei părți importante din viața ei, dar eu cine mai sunt? Adică eu cu soțul meu nu mai am timp să simt că sunt femeie și mi-aranjez, nu mai am timp, cu prietenele nu mai ies, profesional nu mai sunt nimic. Poate fi resimțită ca o pierdere, și această adaptare pentru o perioadă la un singur rol poate să aibă un efect deprimant. Cred că sunt două cauze, probabil că nu sunt valabile pentru toate situațiile și sunt mai multe lucruri, dar cred că în multe cazuri de aici vin. Probabil mai este și trauma nașterii dacă în momentul nașterii au fost. Lucruri mai complicate? În ce fel poți fi aproape de cel de lângă tine, ce se confruntă cu depresia într-un mod înțelept și fără să produci repulsie prin prezența ta? Care este momentul în care e nevoie să te retragi? Sau este vreun astfel de moment? Aș încerca să răspund eu, pentru că Tabi a vorbit exact despre lucrurile acesta și la toate lucrurile pe care uh, le-a spus, ea a adăugat doar faptul că e necesar într-un fel și să înveți să-l citești pe celălalt, să-ți dai seama care din reacțiile lui, în ce fel prezența ta um, ajută sau în ce fel faptul că poți fi prea insistent uneori poate să facă mai mult rău. Și în același timp v-aș încuraja și să puteți comunica deschis cu persoanele care se confruntă cu astfel de situații și să puteți întreba... Ok, în ce fel te pot ajuta? Simți că e prea mult, ai nevoie să îți dau un pic de spațiu, ai nevoie de ceva concret și chiar dacă uneori le poate fi greu să vă spună, dacă aveți un pic de răbdare și dacă le dați spațiu, s-ar putea să, să vă poată spune, uite în momentul de față nu pot, dar lasă-mă să mă gândesc și îți dau un răspuns. Iar în ceea ce privește partea a doua a întrebării, nu cred că ar trebui să existe un moment în care să ne retragem, pentru că asta ar însemna și să lăsăm pe cineva care este într-o situație vulnerabilă să fie singur, ori exact acesta este lucru de care nu au nevoie. Um, însă va trebui să ne folosim foarte mult înțelepciunea pentru a ști de ce anume au nevoie, să avem răbdare, să încetinim într-un fel lucrurile față de felul în care le făceam în mod normal, așa încât să îi putem însoți în ritmul în care au nevoie și în situația cu care se confruntă. Ultima întrebare. Ce te faci când știi toate acestea, și la nivel logic, intelectual, dar sentimentele sunt total diferite, fără logică? Mi se pare că, într-un fel, aceasta este descrierea depresiei. Asta este esența ceea ce se întâmplă în depresie. Faptul că. Intelectual, rațional, știi toate lucrurile acestea și pare că drumul de la rațiune până la sentimente este cel mai lung drum pe care ți-e greu să îl parcurgi. Și în astfel de momente trebuie, poate uneori, și să accepti că ești într-o astfel de situație să cere ajutor, să nu încerci să duci singur o astfel de situație, să lași oamenii din jurul tău să îți fie alături și să înveți să faci niște pași mici în felul în care vorbeam, să începi să-ți introduci lucruri în program, să începi să faci niște activități, să începi să discuți cu cineva despre aceste gânduri pe care le ai, să vezi ce anume trebuie schimbat. S-ar putea ca uneori um, genul acesta de probleme, să nu cedeze fără medicație și sunt situații în care este necesar să trecem și pe acolo, ca pentru o vreme să luăm medicație, așa încât la nivelul creierului să se producă așa o stabilizare biologică care să ne poate ajuta să începem să vedem lucrurile altfel, pentru că e o suferință și n-are sens să o ducem singur în contextul în care suntem parte dintr-o comunitate în care putem să ducem lucrurile acestea împreună. Nu sunt să uit prima dată când am predicat despre depresie. La terminare cineva mi-a șoptit un mulțumesc așa descătușat, eliberator. Simplu fapt că s-a simțit normală și-a înțeles un pic stările, eu cred că e o parte importantă din asumarea și acceptarea procesului prin care trebuie să treci. Și poate singur lucru care rămâne constant în toată povestea asta e răbdarea. Deci, tocmai graba îți accentuează panica, neliniștea și uh, pur și simplu alimentează mai departe cercul ăsta vicios. Deci, practic, acționa în direcția bună, chiar dacă sentimentele nu sunt aliniate, până când se vor alinia și ele. Și aș adăuga numai legat de medicație, ne bucurăm foarte mult că în ceea ce privește medicamentele antidepresive, medicina a progresat și la momentul acesta există clase de medicamente mult mai fine decât erau benzodiazepinele din trecut, medicamente care nu au multe reacții adverse, care nu dau somnolență, nu îngrașă, um, care nu dau dependență, deci există clase noi de medicamente um, frumoase pentru tratament și asta trebuie să fie încurajator și să ne dea curaj mai mare dacă este nevoie să încercăm și varianta asta. Vă mulțumim frumos! Aș vrea să încheiem cu câteva cuvinte pe care le spune Scriptura și apoi cu câteva lecții care s-ar putea să ne fie de folos, indiferent de cât de întunecos îi întunericul nostru în momentul ăsta. Sanul 88, o să citesc primul verset și apoi finalul. Doamne, Dumnezeul izbăvirii mele, zi și noapte strig înaintea Ta. Încă din tinerețe am fost asuprit și aproape de moarte. Am avut de-a face cu groaza Ta și am fost deznădăjduit. Mânia Ta a trecut peste mine, spaimele tale m-au slăit. Toată ziua mă înconjoară ca niște ape, mă împresoară împreună i-a îndepărtat de la mine pe apropiații mei, pe prietenii mei, pe cei ce mă cunosc. Mă aflu în întuneric. Și ce mi-a atras atenția e că în engleză, în traducerea originală, finalul ăsta, mă aflu în întuneric, este tradus ca Darkness is my closest friend. Adică întunericul este cel mai apropiat prieten al meu. Sunt niște cuvinte extrem de dure și se încheie Psalmul. Fără lăudați pe Domnul, binecuvântat fie numele Domnului. Întunericul este prietenul meu cel mai apropiat. Și din nou, nu-l diagnosticăm acum pe psalmist cu depresie, dar există asemănări între întunericul resimțit de psalmist și descris în alte părți din Biblie și ceea ce numim astăzi depresie. Și trei lucruri aș vrea să subliniez din versetele astea. În primul rând, Dumnezeu rămâne Dumnezeul mântuirii și izbăvirii chiar și în întuneric. Și prin faptul că începe cu adresarea asta, Doamne, Dumnezeul izbăvirii mele, cumva el își setează sau se agață de adevărul ăsta care e în afara lui și contrara tot ceea ce simte el și își setează ca premisă de la care pornește strigătul lui. Și cred că afirmarea adevărurilor fundamentale despre Dumnezeu, ne punem postura corectă în momentul în care strigăm către El, ca să nu ne permitem să-i vorbim oricum sau să strigăm într-un mod necuvincios la adresa Lui. În al doilea rând, uneori, chiar și în cazul credincioșilor, întunericul poate dura mult timp. Zice și el, încă din tinerețe am fost asuprit. Și apoi, Dumnezeu ascultă și ia aminte la strigătele disperate ale omului. Simplu fapt că Biblia, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, conține pasaje de genul ăsta, mi se pare că este dovada faptului că Dumnezeu nu ignoră, Dumnezeu nu bagă supreși sentimentele și emoțiile astea ale noastre și deznădejdea din inima omului. Și mai mult de atât, Dumnezeu știe cum vorbește omul atunci când îi disperat și când îi pus la colț. Și știți unde este mesajul de speranță pentru noi astăzi? La cruce, unde Isus Hristos a fost cu adevărat abandonat, părăsit de prieteni, abandonat de Tatălui. Imaginați-vă lumina lumii să se afle în întuneric, noi ca noi, dar însăși lumina lumii să se afle în întuneric și strigătul acela, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? Tim Keller zicea foarte frumos, zicea, Iisus Hristos a experimentat întunericul ca singurul său prieten pentru ca în întunericul nostru să putem avea certitudinea că Iisus rămâne aproape de noi. Iisus a fost cu adevărat abandonat pentru ca noi doar să ne simțim uneori abandonați. Și ăsta e adevărul, nu vom fi niciodată abandonați și Tabi, spune tu dacă nu, Duhul Adevărului ne-a pus pe inimă exact același lucru, faptul că după ce Iisus s-a înălțat la cer, Dumnezeu l-a trimis pe Dumnezeu sub formă de mângâietor, care să fie permanent cu noi. Mângâietor care e singurul care poate alina inima omului și Duhul Adevărului care să ne readucă în minte Adevărului Dumnezeu atunci când emoțiile noastre parcă iau razna. Și ce veste bună, că, în ciuda emoțiilor noastre disproporționate uneori, putem avea certitudinea că dacă ne agățăm de El și dacă ne punem încrederea în El, suntem în siguranță și putem sta liniștiți, chiar și în întuneric. Și aș vrea să încheiem seara asta și, Rei, dacă vrei să spui o rugăciune pentru noi și pentru cei care poate se află în întuneric în perioada aceasta? Doamne, ce mai putem spune decât să înălțăm o rugăciune către Tine? Și întâi de toate să-ți mulțumim pentru faptul că știind că suntem doar țărână, um, astfel de experiențe pot face parte din viața noastră și nu suntem niște ciudati și ci anormal dacă trecem pe acolo. Îți mulțumim! Eu știu, pentru reglajul ăsta fin pe care îl poți face în mintea noastră. Apoi, Doamne, aș vrea ca toți aceia care trec prin astfel de momente atunci când nu se pot păzi de anumite lucruri, să te rugăm pe tine și mâna ta cea bună să-i păzească. Și dacă o astfel, un astfel de întuneric vine peste unii dintre noi sau ar putea veni, am vrea noi toți ceilalți să avem noi o mână bună și sensibilă și întinsă către ei. Așa că... Te rugăm frumos pentru această empatie și pentru această dorință de a le fi aproape și de a-i sprijini într-un mod discret și înțelept pe toți aceia care au nevoie de sprijinul nostru. Învață-ne cum să o facem, Doamne. Și în final, mă rog, pentru, pentru aceea în viața cărora depresia va fi recurentă, aș vrea să te rog să îi înveți cum să facă din această depresie să le alimenteze măreția, creșterea. Să învețe să trăiască cu ea, dacă așa trebuie, dar să iasă nu doar biruitori, ci mai buni, mai mari, mai măreți. Să poate avea parte de încântarea vieții atunci acolo alături de tine în noua viață pe care le-o vei da. Te rugăm, întindeți toată grija ta peste toți cei care au nevoie de ea și ajută-i. Amin. Amin. Vă mulțumim pentru participare și pentru răbdare. Vă așteptăm în 15 mai, tot aici, cu subiectul traumei. Să aveți o seară cât mai frumoasă.